În acest video vă prezint structura cursului despre surse în comutație și vorbim câteva aspecte foarte importante și de ce am mai adăugat încă un playlist când nici celelalte nu sunt terminate. Și totodată câteva idei, vă ofer câteva informații unde să insistați, cu alte cuvinte, ce să faceți în viitor, ce vă pune pâinea pe masă. E bine, de acum începem de fapt să facem legături între lecții și o să vedeți cât de ușor puteți înțelege probleme foarte complexe dacă ai cunoștințele de bază în electronică. Și fiți atenți, de fapt am vrut să încep cu un curs cum proiectăm un SDR profesional. Vreau să refac proiectul meu de licență, deci din Germania, care l-am avut la terminarea școlii. Dar am ales surse în comutație, deoarece aici am, să spunem așa, împușcă mai mulți iepuri dintr-o lovitură și este un domeniu într-adevăr foarte frumos, foarte interesant, care într-adevăr îți poate pune pâinea pe masă, dar totodată este și o temă foarte, foarte complexă. Pot spune că domeniul surselor în comutație este acum probabil cel mai complex domeniu din electronică și deoarece lucrăm și cu frecvențe mari, chiar a depășit segmentul de radiofrecvență în complexitate. Ca să înțelegeți ce vreau să zic, ce vreau să zic cu complexitate, o să vă dau câteva exemple simple. De exemplu, cineva care este pasionat de audio și dorește să construiască amplificatoare, probabil nu este relevant pentru el să învețe cum se programează un microcontroller sau cum funcționează o transmisie radio sau cum măsurăm un semnal modulat la 1 GHz. Deci nu este relevant pentru el așa ceva. Se specializează pe un segment mic, joasă frecvență, mai mult analog. Dacă stăpânești tranzistorul, noțiuni modeste de matematică și noțiuni, bineînțeles, fundamentale de electronică analogică, ești big boss. Da? Cu două cărți serioase și multă experimentare, exercițiu, devii într-adevăr profesor. Da? În domeniul audio multe nu s-au schimbat din punct de vedere al electronicii analogice. Toate arhitecturile de amplificatoare sunt de prin anii 70-80 și asta nu prea îți pune pâinea pe masă în niciun caz. Nu poți să mai inventezi încă o roată, că au făcut-o alții. Dacă vrei totuși să zicem să treci la un nivel mai avansat, trebuie să treci un pic la digital, să înveți despre procesarea semnalelor. Se complică un pic treaba, dar nu foarte mult. Bineînțeles, cine este pasionat învață și asta fără nicio problemă, dar vă spun sincer, nu am auzit până acum de un pasionat de audio, să spunem un audiofil care și proiectează să facă un DAC simplu. Da? În fine, asta este altă poveste. Totuși, nici asta nu o să spună pâinea pe masă și dacă înveți... vreau să zic, dacă te uiți un pic așa pe piață, hai să observ cu siguranță că n-ai să poți obții un produs revoluționar. Un DAC performant în ziua de azi costă la 250-300 de euro și nu are adversar. Iar dacă te gândești, sunt DAC-uri pe care le atașezi la Raspberry Pi sau la alte plăci și e un chip și câteva rezistențe și condensatori pe lângă și are o calitate extraordinară. Da? Chiar vă dau un sfat, căutați pe internet manual service de la amplificatoare vechi, celebre și credeți-mă, o să învățați și să spunem între ghilimele acele secrete de audio. Da? Deci este un domeniu, să spunem, mort. Da? N-ai să poți concura cu chinezul și n-ai să poți să scoți un produs revoluționar sau să vii cu ceva nou. E bine, cu cât înaintăm în frecvență, problema se complică din toate punctele de vedere. Matematica devine mai dificilă, materia de învățat este mai multă și complexă și, bineînțeles, studiul durează mai mult. În cazul surselor în comutație lucrăm de la DC, să spunem, de la curent continuu până la frecvențe mari și dezvoltatorul trebuie să aibă cunoștințe de electronică de putere. Trebuie să fie familiarizat cu circuitele digitale, să poată proiecta și o parte de circuit analogic sau să poată planifica utilizarea unui microprocesor.
pe care apoi îl programează. Da? Deci, vedeți, combinăm parte de radiofrecvență cu electronică analogică, cu electronică digitală, cu programare. În funcție de complexitatea sursei și unde este folosită, problema devine foarte, foarte, foarte complexă. Iar aici există și cerere mare în industrie, sectorul auto, sectorul energetic și așa mai departe. Aici, și aici nu mă refer să construiești surse în caia de acasă, de la 0 la 12V, da? Ci mă refer la surse inteligente care trebuie să îndeplinească probabil foarte multe sarcini și așa mai departe. Da? Industria necesită tot mai multe soluții de astea custom. Da? Deja se lucrează la circuite integrate custom pentru clienți cu dorințe deosebite și așa mai departe. Problema devine deja foarte complexă și cerința este mare. Dar după cum am spus, și materia de învățat este multă. Dar asta nu trebuie să vă sperie. Dacă învățați cum trebuie, adică de la început, restul vine de la sine. Și aici vă dau un tip. Când nu mai puteți, faceți o pauză și nu săriți peste nicio lecție, chiar dacă vi se par plictisitoare sau, să spunem, inutile. Da? Iar fiți atenți, în această poză am structurat câteva teme de care o să le discutăm în acest curs. E bine, aici problema este deosebit de gravă dacă ai sări peste noțiuni de bază sau alte informații care poate la prima vedere ți se par plictisitoare și aici nu exagerezi deloc. Aici chiar trebuie să te interesezi și de compoziția chimică a condensatorului. Dacă clientul tău folosește poate sursa proiectată de tine în blocul motor a unei mașini industriale, eu mă știu ce, în fine, unde sunt temperaturi mari, o să se evapore electrolitul din condensator în câteva ore. Deci aici nu poți trece cu vederea aceste detalii. De exemplu, audiofilii, cel mai bun exemplu, ăștia schimbă zeci de condensatori până obțin sunetul lor sticlos sau cum dracul mai caracterizează ei. Aici nu ai pus condensatorul care trebuie, te uiți la sursă cum o are încet. Iar în industrie aceste surse trebuie probabil să funcționeze mulți ani fără nicio problemă. O altă problemă deosebită este aici această zonă care am marcat-o aici, vedeți, am făcut-o intențional la fel de groasă și ca prima zonă cu noțiunile de bază. De fapt, dacă nu stăpânești aceste noțiuni de bază și celelalte capitole și ai făcut greșeli sau în fine faci așa după capul tău, ai să vezi imediat efectul în această parte. Da? Și acum vă explic și câteva aspecte despre compatibilitatea electromagnetică și de ce este critică aici. Vă dau așa un exemplu, ceva simplu. De exemplu, un rezistor în curent continuu are o rezistență ohmică pură. E bine, în cazul curentului alternativ se schimbă treaba, mai ales la frecvențe mai mari. Asta înseamnă că apar inductanțe și capacități parazite. Iar dacă combinăm aceste elemente, componenta în sine și efectele parazite, cam așa arată schema. Și după cum spune și numele, parazit înseamnă că apar efecte nedorite. Bineînțeles, în funcție de mulți alți factori, asta o să discutăm în alt video, aceste componente interferează deoarece un curent suplimentar trece prin ele. În cazul condensatoarelor și bobinelor apar efecte parazite, de asemenea, comportamentul unui amplificator operațional de asemenea este influențat puternic de frecvență și lista poate continua. Toate aceste efecte nedorite pot afecta și alte circuite de pe placă, chiar și digitale, și alte aparate din apropiere. Un alt factor important legat de compatibilitatea electromagnetică este PCB-ul. Iar în cazul sursei în comutație, PCB-ul chiar este o temă importantă și critică, iar proiectarea poate fi foarte dificilă. De fapt, dacă analizăm așa la o sursă în comutație, să spunem industrială, probabil cel mai complex este PCB-ul, să-l faci ca la carte, da? Și aici nu mă refer să-l faci în formă de cerc sau de culoare mov și pe ea să scrie sunt inginerul X, nu? Și cu un program care l-ai descărcat de pe torente. Aici este problema mult, mult mai complexă, nu merge așa.
Mai întâi trebuie să știi de ce trebuie să pui piesa X în colț și piesa Y în niciun caz lângă piesa X. Sunt foarte multe cerințe pe care trebuie să le îndeplinească PCB-ul, ceea ce face problema foarte dificilă și migăloasă și complexă. De exemplu, distanțe între piese, cum sunt orientate piesele. Poate clientul dorește ca placa să încapă într-un anumit dispozitiv. Apoi, bineînțeles, tu ai de testat și măsurat placa când o ai să o termin. Va trebui să pui pe placă puncte de măsurare. Dimensiunile traseelor și distanțele dintre ele nu le poți pune la întâmplare. Poate vrei ca placa să fie și reparată după 10 ani, deci trebuie să o faci într-așa fel să fie și reparabilă. Și, bineînțeles, există, aș putea să mai vă dau zeci de exemple acum. În concluzie, pot spune că aspectul unei plăci de circuit imprimat la o sursă în comutație industrială sau, hai să spunem, profesională, este o sarcină complexă pe care proiectantul de circuite trebuie să o lucreze singur sau măcar să știe în termeni tehnici ce să-i spună colegului din departamentul de proiectare PCB. Da? Un traseu pus la întâmplare și înfipt, așa, pe undeva în placă, este chiar o antenă. Iar în cazul traseelor sensibile, poate va trebui să lucrezi cu mai multe straturi, în cazul multistraturilor poate trebuie să faci și un ecranaj. Dacă sursa mai conține și elemente digitale, deja încă o categorie de efecte care complică treaba. De exemplu, în firma unde lucrez, facem măsurători de înaltă frecvență, printre care și măsurători de compatibilitate electromagnetică. De fapt, testăm produse de la diferite firme sau fabrici, produse care vor fi lansate pe piață sau nu, prototipuri, sau avem chiar produse care vin de la instituție a statului care ne trimite anumite produse suspecte ce trebuie verificate și în caz de sunt probleme, bineînțeles, sunt eliminate de pe piață. Da? Și ghiciți unde sunt majoritatea problemelor, chiar în sursele de alimentare, deoarece suntem specializați pe bunuri de larg consum, primim de la biciclete electrice până la mașini de spalat industriale sau drone sau orice jucării și toate produsele posibile. Și se întâmplă ca de multe ori la prima vedere să arate foarte revoluționar produsul și să nu treacă testul EMC. De exemplu, avem două camere speciale de diferite dimensiuni unde testăm produsele. În limba germană se numește Absorbekammer, nu mai știu exact termenul cum este pe română. În fine, cu un receptor EMI, receiver, verificăm într-un interval de frecvență definit legal ce interferențe produce acel aparat și dacă, de exemplu, trece această linie. Testul este picat și, bineînțeles, problema trebuie rezolvată sau, în cel mai rău caz, dacă produsul suspect face probleme, este eliminat de pe piață. Da? În cazul în care firma plătește asistență, facem analiza plăcii în detaliu cu sonde de apropiere și, în multe cazuri, sunt probleme chiar din cauza aranjamentului pe PCB. Și acum probabil vă întrebați de ce să ajunge la așa ceva, cum de trimite o firmă un produs care nu funcționează cum trebuie sau de ce nu a fost testat înainte. Bine, problema este destul de complexă, firmele vor să facă tot mai mulți bani cu resurse cât mai puține. De obicei se angajează un inginer care trebuie să le facă pe toate și nu funcționează. Da, nu funcționează așa, deci și pentru voi să știți în viitor trebuie să devii un profesionist pe un anumit segment unde îți face plăcere, pentru că n-ai să poți să le faci pe toate, mai ales că tehnologia din ziua de azi este așa de complexă încât este foarte greu să ții pasul, da, cu toată tehnologia. Da? Nu este ca în audio, avem un diferențial, avem un VAS, avem un amplificator de ieșire, avem să spunem, superdiodă. Nu, aici deja vin probleme complicate și trebuie să insiști foarte mult pe segmentul care îți face plăcere și restul vine de la sine. Bineînțeles,
Asta nu înseamnă să renunți la noțiunile de bază. Dacă tu ești pasionat de, eu știu, de surse în comutație, asta nu înseamnă că trebuie să sări peste, eu știu, ce este un tranzistor, da? Sau să nu știi cum funcționează un tranzistor, da? Deci, înțelegi ce vreau să zic. Deci, în concluzie, vrei să fii stăpân pe tine, să, nu știu, să fii, dar să ai o siguranță, trebuie să înveți de la început, să nu te grăbești, cu pași mărunți cum poți și tot timpul să fii up to date, da? Deci tot timpul trebuie să fii activ, să menții creierul activ, mai să poți să le înveți pe toate, dar cel puțin este foarte important să știi unde să găsești răspunsul la diferite probleme, da? Și vă spun 100%, trebuie să combinați teoria cu practica, neapărat, astfel cu greu. Cu greu reușește în industrie. Cu cât ai mai multe cunoștințe, atât teoretice cât și practice, cu atât ești mai sigur pe tine și credeți-mă, nu o să vă mai fie frică când vine Neaca Isă, care a inventat roata în 1970, să te iei peste picior, da? Și ai să găsești imediat cuvintele, să-l trimiți unde trebuie, da? Unde este locul. Și acum, legat de învățat, aici vă spun clar, o știți și voi deja, care studiați și care ați învățat, aveți acces la literatura de afară, care cu totul este cu totul altceva față de ce avem noi prin facultăți. Am văzut și eu ieri câteva cursuri de pe la facultate și ce să mai zic, nu sunt normale. Aveți acces la literatura de afară, care este superioară față de ce primiți prin facultate, din toate punctele de vedere. Și o să vă ajute foarte mult, da? M-am uitat și eu pe niște cursuri, mi-a trimis ieri cineva o pagină de la un profesor, notițe făcute în PowerPoint, slideruri despre breadboard la facultate, aia nu mai are treabă cu tehnologia, zeci de mii de formule aruncate pe o foaie fără explicații. În fine, bineînțeles, sunt și profesori foarte buni, am găsit și eu pe internet domnul Spănulescu sau Săvulescu, este incredibil ce materiale bune are, am găsit ieri o profesoară de matematică și este incredibilă ce fain și ce lejeritate are în explicații și îți dă zeci de mii de exemple și explică niște chestii matematice foarte complexe, trebuie să fii numai idiot să nu înțelegi, chiar am postat în comunitate să vă uitați. Deci, găsiți un profesor de la care aveți ce să învățați și înțelegeți, trageți de el cât mai mult, da? Este foarte important. Deoarece găsești tot mai puțin profesori care sunt și pasionați și talentați și care au habar de ceea ce îți spune, ce te învață, da? Mă uitam ieri pe acea pagină de la acel profesor, omule bun, avea nu știu câte slide-uri despre tubul catodic și osciloscopul cu tub catodic, ca să nu mai este normal în 2022, da? Americanii și vestul Europei trimit sateliți în capătul, sonde spațiale în capătul Universului, iar ăștia în facultate la noi fac despre tubul catodic și osciloscop, în loc să bage un curs despre osciloscopul digital, despre ADC-uri, DAC-uri și așa mai departe, asta nu mai este normal, nu mai este normal, da? În fine, acum ce să zic, asta e la noi, da? Deci nu uitați-vă și în comunitate, acolo mai postez link-uri cu informații cele mai găsite și informații bune în limba română, pentru că, până la urma urmelor, este foarte bine să înveți în limba maternă, da? În limba cu care te-ai născut. Nu găsești prea mult, dar dacă găsiți, trageți tare, da? Și matematica, bineînțeles, este foarte importantă și aici este un subiect foarte sensibil. Acea profesoară care am găsit-o este incredibil ce frumos se explică și este rar printre profesorii de matematică așa ceva, deoarece mulți îți aruncă doar 5800 de formule pe o pagină sau într-o carte și cam gata, da? Iar acum vă spun eu sincer, vă spun cum este în industrie, da? Ai fi tu foarte bun matematician sau mai știu, foarte bun în calcule și în de asta, dar deja lumea trece pe simulatoare, vor să obțină rezultate rapide, da? Trebuie să știi acea matematică, să știi să o pui în practică, da?
Nu mai stă lumea să mai scrie formule pe hârtie, da? Înțelegeți? Deci trebuie să treci la un nivel matematic deja mai sus, da? Trebuie să treci pragul ăla de scris pe zeci de mii de formule, da? Trebuie să găsești explicații logice în timp rapid și multe calcule o să te îndepărteze de sensul fizic al unui fenomen, adică în cele din urmă de înțelegerea lui. Și aici, într-adevăr, sunt puțini profesori de mate care au cunoștințele necesare să poată explica, cu alte cuvinte, o ecuație sau un fenomen matematic care la prima vedere pare complicat. În realitate, matematica nu este chiar foarte complicată acum. Dacă îți iei timp și ai profesorul adecvat, profesorul ideal, care este capabil să folosească un limbaj care îți mișcă neuronii, matematica se învață foarte ușor, da? Dar, din păcate, este mai ușor pentru mulți să-ți arunce 5.000 de formule și fă-ți tema, sau, în fine. Am fost tot timpul un fan al lucrurilor explicate, bă, simplu, și dacă vreau să aflu mai multe, mă duc eu la matematică și mă interesez. Dar mulți îți aruncă acolo, nu știu ce, ecuație și, în fine, ce să zic. Problema este destul de dificilă, dar asta ați văzut-o și voi în facultăți și ați văzut exact ce ați studiat și cât ați înțeles, da? Și asta nu o spun eu, asta o spun și cei care au terminat acum recent, cei care sunt pasionați de electronică, pentru că dacă nici nu mai ești pasionat de electronică, atunci acele 5.800 de formule și ecuații chiar că nu te mai ajută cu nimic. Da. Chiar mă uitam pe niște cursuri de astea acum recent, pentru că pregătesc câteva notițe pentru cursul despre surse în comutație și zic, mă, să caut și termen pe română, deoarece eu am tot timpul pe germană, eu am învățat pe germană, să găsesc termenul corect pe română și mă amuză mereu când văd factor de umplere la duty cycle. Asta spune cam tot despre calitatea cursurilor, da? Acum, ce te gândești când auzi de factor de umplere, da? Când, de fapt, duty cycle e un raport între perioada de timp corespunzătoare on și perioada totală dintr-un ciclu. În fine, e un on-off acolo, e un ciclu de funcționare și așa este tradus în toate limbile Pământului. Numai la noi, cine știe ce inginer sau profesor universitar a introdus termenul ăsta factor de umplere și care îl găsești în orice curs de facultate. Deci, înțelegeți cât de complicat este, da? Cât de complicată este situația, da? Cât de greu avem, da? Sau nu eu, voi care sunteți la început, pentru că sunt multe chestii care nu mai au logică, da? Factor de umplere, superdiodă, în fine, la noi unde și mărcile de mașini au primesc nume de animale, e normal, dar totuși eu mă refer aici la un nivel academic unde s-a pierdut înțelesul fizic al unor fenomene din cauza unor oameni care n-au lucrat 10 minute într-o industrie sau într-o fabrică, au stat toată viața cu o carte în mână și din aia au citit 25-30 de ani. Un profesor de la un liceu de undeva prin Transilvania, de prin Oradea, nu mă țin minte exact, mă corecta și m-a luat așa peste picior că, bă, dar cum poți să spui că cu osciloscopul poți să măsori tensiuni foarte mari? A zis ceva că poți să măsori tensiuni peste 40 de volt și ce puteam să zic, măi, tataie, mă, când ai făcut tu facultatea în 70 sau când ai făcut-o, cine știe, poate pe atunci osciloscoapele puteai să pui numai 5 volți pe diviziune, da? Și aveai 8 diviziuni, da? Dar ce să-i mai zici? Băi, omule, tu știi că sunt atenuatoare, tu știi că sunt... În fine, înțelegeți? Este jale. Este jale, 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 jale și sunt din ce în ce mai puțin profesori care îți pot garanta că te fac să înțelegi anumite noțiuni, da? Dacă un profesor dintr-un liceu, el nu știe
să folosească un osciloscop, da? Ce te face să crezi că tu ai să înveți, da? Mi-a donat cineva, vă spun sincer, s-a dus acolo un link-ul ăla de la jos, de la YouTube, unde am către PayPal, și mi-a donat cineva 25 de euro în PayPal. Și m-am speriat când am văzut atâția bani în PayPal. Zic, bă, cine drag? Mai primesc așa donații cu 1 euro, 2, 3, 4, 5, dar zic, 25 de euro, zic, bă, ăștia-s bani. Și am contactat pe om și mi-a spus, domnul Bogdan, n-am priceput în 5 ani de studiu cât a învățat omul, facultate și ce a mai făcut după aia, cu analizorul de spectru, am făcut o animație care, vă spun sincer, și aia am învățat-o și eu când am fost la cursuri la Rodă un șfarț, cum e baleajul și cum se plimbă, în fine, cu acel filtru, video este la mine pe canal, n-a reușit niciun profesor să-mi explice ce cu filtrul ăla, da? Cum funcționează analizorul de spectru mai exact, da? Și cred asta, pentru că, na, acum mă uit și la electroniști ăștia care se dau mari, ăștia mai radioamatori, da? Tehnologia a trecut de mult timp pe partea de software defined radio, da? Și ei spun, ah, eu nu cred că cu sticul ăla pot să recepționez nu știu ce sau, înțelegeți? Ei au rămas în urmă oamenii. Ei încă mai reglează bobinele cu șurubelnițe din plastic, când de fapt s-a trecut pe digital, este tot folosim un software și problema este complicată. Problema este așa de complicată și de jalnică. Sunt unii profesori care, într-adevăr, au rămas în urmă și chiar ei ar trebui împreună cu elevii acum să învețe și ei, dar mulți sunt și cu nasul pe sus. Naia, cam asta este. Deci vom începe prima dată să proiectăm câteva circuite simple dintr-o perspectivă ideală, când toate componentele se comportă cum ar trebui să se comporte, adică ideal, totul să fie perfect. Apoi intrăm în studiul anumitor componente și diferite efecte care le aduc aceste componente, care le găsim în viața reală, deoarece aici joacă un rol important și decisiv calitatea componentelor în sursele în comutație. De exemplu, când un client dorește o sursă în comutație, o vrea în primul rând pentru un anumit grad de eficiență, iar dacă clientul vrea o sursă cu eficiență, să spunem 95%, și tu îi oferi 85%, ai făcut cu siguranță ceva greșit și această diferență de 10% poate fi un criteriu decisiv, da? Iar dacă ai realizat 500 de surse fără să fi verificat datele de catalog a unor anumite componente sau să spunem să măsori performanța unei anumite componente de la un diferit producător, de la un anumit producător, poți produce o pagubă atât ție, dar și clientului, da? Ai muncit degeaba. Și aici vă dau un exemplu de componentă care trebuie probabil testată sau verificată înainte. Este factorul Q al unei bobine. Probabil mulți nu au auzit de așa ceva, dar am să fac un workshop, un video special numai despre factorul Q al unei bobine și cum îl măsurăm. Și o să vedeți, o să vă placă. Este o temă foarte importantă și nu o să o găsiți în orice carte, cum am să vă explic eu. Ne auzim atunci în următorul video. Acum lucrez mult la aplicație și mi-a foarte mult timp. Acum am și eu un pic de timp liber de la servici și vreau să investesc în platforma, pentru că vreau să trec neapărat cu platforma online și acolo să vă pot oferi mult mai mult și o să înțelegeți voi atunci când o să vedeți aplicația de ce nu vă pot oferi același lucru și pe YouTube, da? Bun, o să încerc acum măcar să fac așa un curs, o lecție pe săptămână din surse în comutație, una din PHP, una din cursul de electronică pentru de la zero și una din audio, da? Pentru că acum vreau să continui și cu audio. Acolo am câteva surprize interesante pentru voi, dar deocamdată prioritatea este aplicația asta care
Mă apropie așa de sfârșit, dar mai durează și este foarte, foarte, foarte complexă. Da? Bun, ne auzim, numai bine, ceau!